Bacalaureatul a devenit o piatră de moară pentru unii elevi. Interesul cadrelor didactice de a crește nivelul de studiu al liceenilor care vor susține examenul îi lasă indiferenți pe aceștia. Prezența lor este una de mijloc, să spun așa, cam jumătate dintre cei care sunt elevii din clasele terminale acum vin la aceste ore de pregătire. Avem și elevi care sunt foarte interesați de aceste pregătiri și avem elevi care sunt, hai să zicem, mai puțin interesați de pregătirii pentru bacalaureat. Unii își doresc cu adevărat să treacă de acest examen pentru a putea să meargă mai departe la facultăți, sunt însă și elevi care doresc sau așteaptă să termine liceul doar pentru a se angaja. Situația este valabilă pentru mai toate liceele din județul Vaslui. Au început pregătirile deja atât pentru bacalaureat cât și pentru evaluarea națională. Toate școlile ne-au trimis planul remedial pentru îmbunătățirea rezultatelor la aceste examene naționale, dar din păcate profesorii sunt prezenți, dar elevii nu participă la aceste ore de pregătire suplimentară. Deși speră în rezultate mai bune la bacalaureat decât cele din anii precedenți, inspectorii școlari sunt convinși că dezinteresul elevilor își va pune amprenta și asupra examenului de la finele acestui an școlar. Dar ce am observat, din ce în ce, eu știu, calitatea elevilor scade și de aceea și rezultatele pe care le obțin aceștia sunt, eu știu, cele pe care le vedem. Eu știu cum o să reușească să-i motiveze și să-i oblige până la urmă să participe la aceste ore de pregătire suplimentară care le sunt de folos la mulți dintre elevi. Niciunul din cursurile de pregătire susținute de cadrele didactice în cadrul unităților de învățământ nu este plătit. Dascălii fac pregătire cu elevii gratuit.